Cum e posibil, domnul Otocanu, să vorbească oamenii ăștia, să se arunce cu mai ales când sunt într-o situație delicată în spital, să arunce cu asemenea lături și să... Povestea aceea cu Izoleta, care a fost? Că a apărut informații în presă cum că v-ați fi opus să fiți urcat... Nu, adevărat, domnule, nu, ce Dumnezeu, cum să mă opun eu la Izoleta? Nu, pur și simplu, nu mai zic nimeni că să mă duc în Izoleta. Asta este, ce să facem. Dar eram și eu și nevastă mea și celălalt, cum ai gândit, noi suntem mincinoși, să zic. Apar tot soiul de nesăbuiți de ăștia care vorbesc prostii, n-ați văzut ce prostii vorbesc despre mine ăștia, că eu, vezi, Doamne, am știut de ăla, că e infectat și am făcut-o cu bună intenție. Doamne, cum e posibil așa ceva?